Un incendiu a cuprins joi dimineață în jurul orei 4:30, o fabrică de reșapat, cauciucuri, din satul Slobozia, comuna Grănicești. Pompierii militari de la Sireț și Rădăuți și voluntarii de la serviciile de urgență Grănicești și Milișăuți au intervenit cu 5 autospeciale cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta în interiorul halei, cu pericol de propagare a flăcărilor la întreaga construcție și la deșeuri de cauciucuri depozitate în apropiere. Flăcările au afectat echipamente electrice, pulberi, textile și de cauciuc, transportatoare din cauciuc și 4 panouri tip sandwich din pereții halei. S-au degradat componente ale unor utilaje tehnologice. Flăcările au fost localizate și lichidate înainte ca acestea să se propage la întreaga clădire și la utilajele din interior. Din primele cercetări, se pare că incendiul a izbucnit cel mai probabil din cauza unor scântei mecanice provenite de la utilaje tehnologice și care au aprins pulberi textile din componența anvelopelor. Incendiul a avut loc pe platforma industrială din Slobozia, acolo unde funcționează mai multe firme care se ocupă de reșaparea cauciucurilor. În zonă au mai avut loc în trecut incidente similare. În iunie 2011, doi muncitori au murit după ce o explozie s-a produs la centrala termică a unei hale de pe platforma industrială. În ianuarie 2012, un incendiu de amploare a cuprins fabrica de cauciucuri, iar pompierii au mobilizat 26 de autospeciale pentru stingerea flăcărilor.